x la 3 minus 6x, corect. Și acum când scot un 3x, iese și un x în factor aici. Și de aici. Hai să o luăm mai ușor ca să nu greșim de egal cu 3x din prima pe lângă x minus 6, minus 2. X minus 2. Pe lângă x minus 1 la 3 ani, minus x la 2, pe lângă x minus 3, ori 3, pe lângă x minus 1 la a 2. Totul supra x minus 1 la a 6. Și egal cu. Se vede că poți scoate un x, un x, x și x la a doua. Și un 3, că l-am și aici, și aici. 3x. Și x minus 1 la a doua. Deci 3x pe lângă x minus 1 la a doua, pe lângă. Din prima, 3x pe lângă x minus 1 la a doua, rămâne un x minus 2 pe lângă x minus 1. X minus 2 pe lângă x minus 1. Din partea asta-altă, rămâne x pe lângă x minus 3. Deci, minus x pe lângă x minus 3. Supra x minus 1 la a 6. Ăsta cu 6 se rămâne 4. Și atunci, f secund de x arată așa. 3x pe lângă x pătrat minus 3x plus 2. Da. Deci x pătrat minus 3x plus 2 și minus x pătrat plus 3x. Minus x pătrat plus 3x. Supra x minus 1 la a 4. Și egal cu 3x pe lângă x pătrat cu x pătrat se duce. Minus 3x. X cu plus 3x se duce. Rămâne 2. Și rămâne 2. 6x. 6x supra x minus 1 la a 4. Și atunci, unde este punctul de inflexiune? Este în 0. Deci vine viu așa până aici și acum scurt, voi pleca așa și aici se produce forfecarea. Deci așa și acum eu mă depărtez ușor și mă duc la ea undeva acolo, mă duc lângă dreapta asta, da? Deci, cum vă voi duce? Merg nu în forma asta, ca și tăiau, ci în forma cealaltă, ca și cum aș face aici, așa, mai vizibil aș face eu, dacă aș fi dur, așa, dar nu trebuie să fie. Ea vine așa și s-a produs forfecarea. Deci vine așa, nu? Și acum se duce în forma asta. De se apropie de asimptotă. Capătă forma concavă. Nu am cum să repezi, că nu am spațiu. Deci așa, și s-a întors ușor. Și se apropie din ce în ce mai mult de de dreapta aceea, asimptota oblică. Spunem că deci în 0 s-a produs forfecarea aici, să înțelegem bine. Și acum să începem discuția și cu asta finalizăm. S-a luat ora 10, nu? 10 jumate. 10 jumate. Tu ești de nu eu. Eu? Da. Eu asumim. Zicem, cazul întâi. Dacă M aparține de la minus infinit, graficul, să știți că nu înseamnă decât ceea ce am trasat acolo,
axele și toate povestele astea sunt doar ajutătoare pentru trasarea cu, cu multă rigoare. Așa. Asta e graficul. Și noi o să urmărim intersecțiile la minus infinit la 0. Deci când iem, vine de la minus infinit. De la 7. Minus infinit până la aici, până la... Ce este punctul ăsta aici? 7. Paralela adusă taie într-un singur punct. Da. Deci gândul paralela pe aici, pe undeva, pe eu, la orice y, de la minus infinit, graficul taie într-un singur loc. Da? Deci pentru ei mă aparțin la minus infinit, la 7 deschis, rezultă y egal cu m, sau m egal cu f de x, m egal cu f de x, are o singură soluție. Ecuația asta, m egal cu f de x, are o singură soluție. Și soluția asta pe unde o găsesc? Pe x-ul respectiv. La minus infinit până la maxim, cât este, este x-ul? 3. Deci are o singură soluție care aparține, x-ul aparține de la minus infinit la 3 deschis. Când m egal chiar cu 7, atunci ecuația are o soluție dublă în punctul de tangență, că acest x egal cu 3 și a derivatei și a ecuației respective. Deci când m egal cu 7, x1 egal cu x2 și egal cu, deci x1 egal cu x2 și egal cu 3. Ecuația are rădăcină dublă. Nu. Are 3 rădăcini, că ele are de gradul 3. Și mai am una aici. Da? Deci x. Iar x3 aparține. X3 se găsește între cine se găsește? Între 0 și 1. Uitați. Aici, dacă o duceți, x-ul găsește între 0 și 1. 0 și 1. X3 aparține lui 0, 1. Nu se mai aude iar ceva s-a întâmplat. Terminăm, hai, lasă-ne și un pic. Nu. Nu știu ce se întâmplă. X3 între 0 și 1. Iar când M ia valori, că asta a fost 2, când M ia valori de la 7 încolo, de la 7 la plus